Tot s-a înviat. Astăzi vrem să felicităm noul canal de Facebook. Canalul se numește Televiziunea Oamenilor Simpli. Acolo puteți găsi lucruri foarte utile, puteți comunica. Vrem să felicităm toți participanții la scandal cu Borodachi. Să le urăm Paște fericit, bucurie, stimă, respect. Un Paște fericit și din partea mea. În deosebire felicităm pe domnul Valentin Borodachi și pe Maria Olaru. Sunt niște oameni minunați. Paște fericit și Hristos a înviat. Hristos a înviat. Să-mi aducă ceva, ceva din amintiri, din copilăria mea. Cum alergam prin rouă, mai vreau să repet așa. Vreau o furtună cuvânt să mă arunce în ea. Vrem să vă urăm la toată lumea Paște fericit, căldură sufletească, bucurie, sănătate, să fiți sănătoși cu toții, toți oamenii de pe tot globul pământesc, să revie toată chestia la normal. Da, să termine tot haosul ăsta cât mai curând, să nu mai auzim de boli, să putem să noi să ne ducem acasă. Toată lumea care e pe hotare poate să ajungă acasă la cei dragi, să fie de Paște, sărbătoare acasă. Îmi și dragi. Câteți să așteaptă și hotarea acasă, dar să aveți bucurii de la copii, să vă respectați, să vă iubiți reciproc, să atâta timp cât acum suntem pe o parte impuși, pe o parte obligați să stăm în casă, să stii unele persoane din țări în casă, încercați să vă înțelegeți, să vă respectați, să vă iubiți. Așa că vă dorim în continuare un Paște fericit alături de toți cei dragi din familie dumneavoastră. Și dacă totul vă place și ce facem, sperăm și noi acolo cu un like, la un like. Să ne susțineți cu o distribuire, un like și un subscribe la canalul nostru de YouTube. Sperăm ca învierea Domnului să ne spele păcatele și să trecem peste rău, care la moment e foarte greu pentru toți, nu e numai pentru câțiva oameni, pentru toată planeta. Așa că Paște fericit, bucurie, sănătate și toate cele bune. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Curaj TV. Libertate în exprimare. Croiește-ți libertatea.
Curaj TV. Libertate în exprimare. Proiește-ți libertatea.